Florin Bican și v-am spus povestea așa, aventurile cailor năzdrăvani rememorate de ei înșiși. Capitolul 16. Sfânta Duminică Toți își ridicară privirile deodată. Peste tăpșan se lăsa ușor, ținându-se de mânerul unei umbrele deschise, Sfânta Duminică. Primul care își reveni din uluială fumea Cum adică fratele nostru mai mare? întrebă el, pe când ceilalți încă mai stăteau cu gurile căscate. Sfânta Duminică ateriză lin în mijlocul lor și răspunse: Pentru că este întâiul născut între caii năzdrăvani, îi lămuria, deși nașterea lui se poate considera un accident. Cum așa? o întrebă armăsarul de aramă. Iar Sfânta Duminică auzi întrebarea nerostită și în cugetele celorlalți. Păi să vă povestesc, zise ea. Cai și oameni împreună aflară cum de mult, tare de mult, într-o noapte de sânziene, zânele se adunaseră să descânte iarba câmpului cu dansul lor. Deodată s-au trezit cu o mârțoagă dând buzna în mijlocul horei în care se prinseseră. Ele s-au împrăștiat care încotro, iar iapa a început a se înfructa lacom din ierburile înmiresmate. Eram și eu printre ele, mărturisi Sfânta Duminică. Și când am văzut stricăciunea ce-o făcuse, am blestemat-o să naibă parte de mânzul cel zămislise, înfructându-se din ierburile fermecate. Eram tânără pe atunci și pripită. În cele din urmă mi-a părut rău de săracul animal, care acum nici animal nu mai era, căci dobândise înțelepciune omenească de la ierburile descântate de noi am stat eu și am mai și ce mi-am zis. Dacă ierburile fermecate erau făcute să se nască din ele eroi, eroilor ăstora le-ar prinde bine niște cai pe măsură, că până atunci umblau numai pe deștri. Și am căutat-o pe iapa ce o năpăstuisem cu blestemul. Am colindat lumea întreagă după ea, iar când am găsit-o, a trebuit să desfac blestemul ca să se oprească din galop, căci îmi și să limba de un cot alergând pe lângă ea. Când s-a oprit, nici măcar nu gâfâia. Am întrebat-o unde e mânzul și ce-am auzit din gura ei m-a îngrozit, că trăise mult printre oameni și se deprinsese cu vorba proastă. Numai eu știu ce mi-au auzit urechile, dar avea săraca dreptate să mă spurge. Din cauza mea își pierduse mânzul. După ce mi-a povestit printre lacrimi cum ajunsese în mijlocul horei noastre, mi am dat lacrimile și mie, și apoi am plâns cu ea de gât aflând ce soartă avusese bietul ei mânz. Cum să-l scoatem de acolo? Jumătate de om avea puteri de pline pe bucata de pământ pe unde ieșea din iadul care îl să mislise, iar dacă ieșea de acolo, nu avea decât puterea pe care i-o dădeau oamenii asupra lor și asupra celor de sub ei. Singurul lucru bun era că atâta vreme cât era în puterea lui, mânzul rămânea neschimbat. Ca în povestea cu tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, o întrebă Catrina. Tăpșanul ăsta e chiar valea plângerii, o lămuri Sfânta Duminică. Și, asemenea lui, sunt multe astfel de petece sterpe de pământ, răspândite prin toată lumea și locuite de multe jumătăți de om, care ies din iad ca să împrăștie răul pe pământ. Pe ele nu le poți birui nici cu paloșul, nici cu buzduganul, ci doar cu cuvântul. Doar că și ele-s meștere la cuvânt, pe care îl sucesc cu viclenie, cât se te prindă pe vecie în mrejele lui. Numai cei deprinși să gândească și să spună adevărul întreg, nu cad pradă tertipurilor, jumătăților de om, care au împânzit lumea și care nu se dau în lături să înghită omul cu totul, cum au pățit cei doi din colivie. Frații intrați la apă, chițăiră pe două voci, de -ți se umplea sufletul de jale. Sfânta Duminică își urmă povestea. Așa că m-am înțeles cu sărmana mama a mânzului captiv să mai zăbislească și alți mânji din ierburi descântate anume, ca să-i ajutăm pe voinicii care se luptau în toată lumea cu jumătățile ouate de iad. I-am arătat cum, cu ajutorul lor și al voinicilor cei vor călări, l-am putea scoate și pe întâiul său născut din ghearele jumătății care l-obidea. Înțelegerea era însă ca, după ce naște și crește ea cum știe, până la un an să-mi dea mie să-i școlesc pentru voinicii cei vor călări. Și să nu le spună nici de cum că mai au frați. Iar, înainte să le dea drumul de acasă, să-i ea cu prima tipsie de geratic pe care tot eu le-o pregătisem, dar ei n-ar fi primit-o din mâna unui străin. Trebuiau înțărcați cu geratic pentru ca ierburile fermecate să lucreze în ei cu putere îndoită. Am experimentat cu tot felul de ierburi, de aia nu sunteți toți la fel. Și nici mama voastră nu se ținea prea strict de dieta prescrisă de mine. Mai mereu se spurca și la alte ierburi decât cele descântate anume pentru ea. Și apoi educația se schimbă și ea, după cum se schimbă și vremurile. Am căutat să vă învăț pe fiecare, după metodele cele mai avansate ale vremii în care v-ați născut, iar de câte ori ne-am revăzut, v-am școlit iar după trebuințele misiunii pentru care vă pregăteați și ale celui ce urma să vă încalece. M-am mai ajutat cei drept și zâna Filipa, pe care tot eu am format-o și pe care nu toți o cunoașteți, nu încă. De aceea, unii zboară cu aripi, alții fără, unii au aripile mai multe sau mai puține la vedere, alții cu ele pe dinăuntru. Unii se deplasează prin spațiu, alții prin hiperspațiu, dar toți umblați sau zburați numai pe căile binelui, iar graiul vostru nu a fost niciodată întinat de minciună. Căci de s-ar fi întâmplat așa, puterile v-ar fi părăsit și ați fi ajuns cai de rând sau mai rău. Ați fi încăput pe mâna zmeilor să-i slujiți pe ei pentru înfăptuirea răului pe pământ cu timpul, v-ați dovedit mai vrednici și mai înțelepți decât stăpânii voștri, dar, nestrunite de un pic de slăbiciune omenească, vrednicia și înțelepciunea sunt sterpe. Și uite că lucrurile s-au terminat cu bine. S-au terminat, se miră armăsarul de aramă. Lucrurile se termină doar pentru a începe din nou, îl lămuri Sfânta Duminică frații tăi se vor întoarce de acum la stăpânii lor, iar tu la al tău. La jumătate de om, halal început nou, se cutremură calul, iar fiorul său li se transmise și celorlalți cai, ba chiar și Aleodor și Catrina începură să dârdâie. Sfânta Duminică se grăbi să-i liniștească. Jumătate de om nu ți-a fost niciodată stăpân, Stăpân nu-ți poate fi decât cel care te iubește. Iar pentru că tu te-ai împlinit din două jumătăți, stăpânii tăi vor fi două jumătăți îngemânate. Calul se uită cu groază la colivia în care foșgăiau frații regurgitați ai lui Harapal. În timp ce frații calului de aramă boscorodeau nemulțumiți, Aleodor și Catrina îi îmbrățișară grumazul. Dapoi, nu de stârpiturile alei vorba, pufni Sfânta Duminică. Stăpânii tăi vor fi Catrina și Aleodor, care te-au iubit de pe când erai jumătate. Ba, să avem iertare, sări Aleodor, oricât l-aș iubi eu, să-i fiu stăpân, nu pot. Toți se pot omorâră. Și de ce mă rog? Îl întrebă Sfânta Duminică zâmbind pentru că nu mai vreau să calc făgăduințele făcute tatălui meu. I-am făgăduit că pe spinare de cal n-am să urc cât o fi, până nu voi vedea iarba încolțind pe muntele lui jumătate de om. Uitându-se în jurui, văzu că pe muntele cu pricina iarba ai trecuse de genunchi și vălurea veselă într-o adiere proaspătă, fără iz de pucioasă. Lucrurile se mai schimbă, făt frumos, îi spuse blând Sfânta Duminică. Dintr-un salt, Aleodor fu în spinarea armăsarului de aramă, iar în clipa următoare se aplecă și-și pescui mireasa de jos, așezându o pe cal dinaintea lui. – Di, au, oh, dădu Aleodor să-l îndemne, dar se opri, uitându-se întrebător spre Sfânta Duminică tot nu știm cum îl cheamă pe fratele nostru, constată Mesteacăn. Magdeburg, rosti simplu, Sfânta Duminică.